Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a știrilor Mondo TV. Un copil de 5 ani este în stare gravă la spitalul de urgență din Petroșani după ce a fost lovit de o poartă a unui imobil în colonia Petroșani. Martorii povestesc că micuții au fost avertizați cel puțin o dată de polițiștii locali, dar aceștia s-au urcat pe poartă și la un moment dat aceasta s-a prăbușit sub greutatea lor. Copilul este în stare gravă la ATI. Duminică seara a fost un adevărat vacarm în colonia Petroșani, acolo unde mai mulți copii au făcut din poarta unui imobil un adevărat leagăn și, la un moment dat, aceasta s-a prăbușit sub greutatea lor. Un copil de 5 ani a fost grav rănit la cap și umeri, dar martorii tragediei povestesc că polițiștii locali i-au gonit de câteva ori din acel loc. A trecut mașina poliție de vreo două ori, a trecut ieri pe aici și le-a spus la copii că a fost o poartă pusă așa. Și deci s-a tot hinta pe ea, s-a urcat sus pe ea și la urmă tot i-a spus, mă, dați-vă jos. Nu, și la urmă, cam aseară, pe la, nu știu pe la ce oră era, am auzit că vai de mine că odată a căzut poarta pe un copil și l-a omorât. Micuțul a ajuns sub poartă și a fost strivit sub greutatea celorlalți, iar martorii povestesc că avea răni vizibile. Cum am văzut eu aseară aici, deci mai rău era la avicola, sau aici și puțin aici era, dar tremura bietul copil când l-a pus pe targă. Copiii se jucau în incinta unui spațiu privat, iar poarta culisantă a fost scoasă pur și simplu din balamale de cei care s-au urcat pe ea. Polițiștii au demarat o anchetă și urmează să stabilească exact cum s-au petrecut lucrurile și cine se face vinovat de rănirea copilului. Minorul în vârstă de 5 ani din municipiul Petroșani se juca nesupravegheat pe un teren îngrădit aparținând unei societăți comerciale. La un moment dat s-a urcat pe o poartă metalică sprijinită pe un zid. Din păcate, poarta a căzut peste minor accidentându-l. Colegii mei au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând a stabili toate împrejurările și circumstanțele în care a fost comisă această faptă din natură penală și dacă se va stabili că cineva este vinovat de producerea acestui incident, vor fi luate măsurile prevăzute de lege. Copilul este acum internat pe secția de terapie intensivă a Spitalului de Urgență Petroșani cu mai multe răni la cap și umăr și va rămâne sub supraveghere medicală. Azi dimineață era stabil hemodinamic, era pe terapie intensivă. Poarta care s-a rupt sub greutatea copiilor a fost deja îndepărtată, iar proprietarii terenului au lăsat deocamdată intrarea liberă. Spațiul a fost cândva teren de joacă, dar se degradase mult, iar administrația l-a dat unei firme private care are și restaurantul din apropiere cu scopul de a-l transforma în parc de joacă pentru copii. O fetiță în vârstă de doar 7 ani din județul Cluj a murit duminică după amiază în urma unui incident petrecut în ștrandul din stațiunea Gioagiu Băi. Fetița se afla la ștrand împreună cu părinții ei. Potrivit martorilor, aceasta ar fi fost lovită neintenționat de un alt copil care a sărit de pe trambulină. Fetița a ieșit din apă pe picioarele ei, dar apoi a început să se simtă rău și ulterior a intrat în stare de inconștiență. Un echipaj de la ambulanță i-a acordat copilei primul ajutor și a transportat-o la spitalul din Orăștie. Pacienta a fost găsită de echipajul de ambulanță în stare de inconștiență, dar prezentând funcții vitale, respirație, puls. S-a procedat la imobilizarea coloanei cervicale cu guler cervical, s-a pus în saltea vacuum și a fost transportată la ambulanță pentru a fi dusă la UPU Orăștie. În momentul transportului, pe parcursul transportului, starea s-a agravat și mai mult, fetița a început să prezinte vărsături în jet. În momentul în care a ajuns în UPU, în transferul, când s-a efectuat transferul de pe ambulanță pe urgență, fetița a intrat în stop cardiorespirator, s-au început de urgență manevrele de resuscitare, dar din păcate fără succes. Cazul a intrat în atenția poliției, care a declanșat o anchetă pentru stabilirea împrejurărilor ce au dus la producerea acestei tragedii. În acest caz vorbim despre un dosar de cercetare penală pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă. Cercetările sunt în curs. Urmează a fi întregit acest dosar și cu rezultatul necropsiei, care va stabili cu exactitate cauza decesului minorei respective. În funcție de probatorul administrat, colegii mei vor dispune măsurile prevăzute de lege. Potrivit polițiștilor, familia băiețelului de 7 ani care a sărit de pe trambulină și ar fi lovit-o pe fetiță și-a arătat disponibilitatea de a sprijini ancheta penală desfășurată în acest caz.
O elevă din Petroșani este singura din toată Valea Jiului care a luat deja bacalaureatul. Andreea Dobrescu este elevă la Colegiul Național Mihai Eminescu din Petroșani, iar peste 5 ani crede că va face sigur un master în biologie aplicată. Iar în Petroșani va mai veni doar pentru a-și vizita familia. Andreea Dobrescu se visează cercetător și crede că viața și-o va petrece în străinătate. A fost deja admisă la facultate în Danemarca, iar colegii săi au primit-o luni dimineață cu urale în clasă. A luat bacalaureatul înaintea tuturor și acum, alături de alți 8 elevi hunedoreni, se pregătește să devină cercetător, ea fiind deja admisă la o facultate din Danemarca. A iubit mereu biologia și asta va și face acolo cercetare în acest domeniu. Practic, este vorba despre aplicațiile biologiei și despre cum încercăm să facem, adică să încearcă, nu eu, noi modalități de a face lumea mai bună și cu energii verzi. Inițial am ales Danemarca pentru că facultatea este gratuită acolo, nu plătești taxe cum e aici, și dacă lucrezi, statul îți oferă o bursă de 700-800 de euro cu care te poți întreține. Spune, cum te vezi tu peste 5 ani? Sper că în ultimul an de master și, nu știu, aș vrea să lucrez în cercetare. Te gândești să mai vin acolo în România după facultate? Da, să vizitez și să văd părinții. Andreea spune că nici subiectele nu au fost grele și, ca să ne arate, ne explică ce i-a picat la limba română. La subiectul al treilea a picat harabalb și la subiectul al doilea importanța sportului în echipă pentru formarea personalității tinerilor. Întreg liceul se mândrește și cu această performanță, iar directorul instituției, Alexandru Lăutaru, spune că acesta este doar începutul, pentru că și restul vor demonstra calități similare. Visul ei este aproape îndeplinit de a ajunge la această universitate. După cum v-a spus și în interviul pe care l-ați luat, vrea să lucreze mai departe în cercetare și îi doresc tot binele din lume și mult succes. De asemenea, bineînțeles că ne mândrim că avem primul elev din zonă, din Valea Jiului, și iată cu o medie foarte mare, care a promovat examenul de bacalaureat, sesiunea specială, și sperăm că și ceilalți, restul de absolvenți, vor avea o traiectorie la fel de bună ca și Andrei. Practic, Andrei a spart gheața, să sperăm că a spart gheața cu noroc pentru absolvenții claselor a 12-a. Andreea Dobrescu a obținut media 9,56 și va urma cursurile Universității Aalborg din Danemarca, unde va studia biologie aplicată. PSD a intrat pe ultima sută de metri, iar candidații la funcțiile de primar în Valea Jiului au ținut să le vorbească oamenilor. Tema centrală a fost cea legată de complexul energetic Hunedoara și termoficare, iar la Lupeni, Cristian Resmeriță a spus că doi dintre cei care se aflau pe listele PNL pentru Consiliul Local au trecut la PSD. Este ultima săptămână de campanie, iar în Valea Jiului candidații la funcțiile de primari se pregătesc să își atragă electoratul. Au vorbit pe rând despre complexul energetic Hunedoara și importanța termoficării, iar Gheorghe Ile chiar a punctat ideea că ar putea atrage fonduri europene, dar numai dacă există siguranță în acest sens. Nu am avut până acum ADI pe termoficare, n-a fost în Valea Jiului. Lucrăm la el și să accesăm fonduri europene, unde se vor putea accesa sume destul de mari, atât pentru înlocuirea rețelelor care sunt distruse, sunt vechi și foarte multe defecțiuni se întâmplă pe ele. În plus de asta, dorim prin proiectul care va fi făcut să venim la blocuri cu agentul principal, agentul primar. Se vine la bloc, noi am făcut în Vulcan un bloc cu alimentarea cu agent principal, agentul primar, și de acolo, prin aparatul cu plăci, se folosește în tot blocul. Astfel încât s-au redus pierderile foarte mult, pierderile pe rețea,
și oamenii au avut căldura la parametrii care au fost fixați. Și atunci, în blocul respectiv, rețeaua este separată și dacă sunt pierderi de apă, le plătește blocul. Nu mai trebuie să plătească primăria pierderile și alții care n-au beneficiat de acele facilități. Este un proiect foarte bun și din acest motiv ne punem problema ca termocentrala să funcționeze. În cazul în care noi facem proiectul și nu va funcționa, de unde vom returna banii înapoi? Și candidatul de la Petroșani a vorbit despre importanța complexului energetic Hunedoara și a arătat cât de greu se mișcă în acest sector lucrurile. Acest complex energetic Hunedoara nu a fost făcut de guvernul PSD, a fost la inițiativa guvernului Boc. La vremea respectivă, ministrul industriilor era Adrian Videanu, iar hotărârea de guvern prin care s-a înființat acest complex energetic a fost numărul 1023 din 2011, când ministrul industriilor la vremea respectivă era domnul Ariton. Vreau să vă spun că de ce s-a ajuns în situația aceasta cu complexul energetic Hunedoara, pentru că au fost tot felul de discuții. S-a ajuns în această situație de a pune un sistem competitiv în concurență directă, producător de energie electrică cu costuri de producție diferite, generate de resursele folosite și nu de calitatea actului de management. Vă aduceți aminte, se tot discuta de formarea acelor complexe energetice cu foarte mult timp înainte. La un moment dat era vorba de complexul energetic Hunedoara, în care să intre partea de huilă și partea de hidro cu porțile de fier. Era vorba ca lignitul să intre cu partea de la nucleară, de la Cernavodă. Nu s-a realizat acest lucru și de aceea acest complex energetic care a fost înființat în 2012 a plecat greșit cu stângul. Puteam să aducem noi să fie orice management de nu știu care, pentru că a fost greșit băgat pe piață. De aceeași părere a fost și Dănuț Buhăescu de la Uricani. I-au condus 12 ani de zile județul. 12 ani de zile au avut decizia în mână. Și aruncă vina pe noi care nu am decis. Este dureros că de 12 ani de zile Valea Jiului a fost subminată, a fost practic o politică de genocid împotriva Văii Jiului aplicată de Consiliul Județean prin faptul că nu ne-au dat nici măcar banii noștri. Raportat la numărul populației, Valea Jiului are o treime din populația județului. Păi dacă luăm pe structura bugetală a Consiliului Județean în fiecare din cei ultimii 12 ani, o să vedeți că banii pentru administrațiile publice locale, dacă în Valea Jiului trebuia să vină undeva la 33%, n-au venit nici măcar 10%. Cristian Resmeriță de la Lupeni a spus că organizația sa se întărește cu fiecare zi și a arătat că numai în ultimele două zile a primit membrii marcanți în rândul organizației de la adversarii săi politici din PNL. În cursul acestei dimineți, încă un candidat pentru Consiliul Local din partea Partidului Național Liberal, domnișoara Sirop Andreea, a ales să treacă într-o echipă și să facă parte dintr-o echipă mare a PSD Lupeni, vine alături de mine pentru a susține proiectele pe care le am și vreau să vă spun că reprezintă pentru mine încă un motiv de bucurie faptul că oameni tineri, oameni valoroși, vin alături de PSD Lupeni. Aceasta este cea mai importantă săptămână din campania electorală, iar candidații mizează pe rezultate cât mai bune. Tocmai de aceea au venit în fața alegătorilor cu problemele pe care au vrut neapărat să le puncteze. Nu sunt cei mai fericiți copii, nu au părinții acasă pentru că muncesc în străinătate, iar viața li se pare totuși frumoasă. De ziua copilului speră să fie fericiți. Vorbim despre copiii care vin zilnic la centrul organizației Salvați Copiii din Petrila. Vin imediat după școală și sunt peste 100 de copii la Petrila, la Salvați Copiii. Aici mănâncă, își fac lecțiile și își potolesc dorul de părinți, iar de ziua lor speră să fie foarte fericiți. Ce vor? Știu că nu toți pot fi alături de părinții lor și atunci își doresc jucării și multe bucurii. Ce-ți dorești tu cel mai mult de ziua copilului? Îmi doresc o bicicletă nouă. Ce știi tu că se întâmplă de ziua copilului? Că e tot, că îi bine și ne distrăm. Cu cine îți vei petrece această
cu prietenii. O să merg la bunica mea, o să mă duc în parc. Ce-ți dorești tu? Ce-i ziua asta copilului? Ce ar trebui să se întâmple de ziua copilului? Cum ai vedea tu? Ce ai face tu pentru copii? Le-aș da daruri multe la orice copil. Noi vrem să învățăm să ne distrăm, să învățăm din ce în ce mult mai bine, să putem face ceva pentru copii bun. La Salvați Copiii, în Petrila, sunt 100 de copii care vin zilnic, iar 40 dintre ei au părinții plecați la muncă în străinătate. Dascălii de aici recunosc însă că ei nu pot suplini lipsa acestora și, chiar dacă cei mai mulți vor o bicicletă nouă, o trotinetă, ori role, dragostea părintească este tot ceea ce le lipsește. Că-ți bogați, că-ți săraci, eu zic că le lipsește afecțiunea, le lipsește dragostea. Nu banii trimiși din străinătate, pentru că avem și centrele de la Lupen și de aici, ai căror părinți sunt plecați în străinătate, nu bucuriile, cadourile, cum au zis, o bicicletă, sigur, îi bucură, da. Ei cer, își doresc o bicicletă, o trotinetă, da. Câți dintre ei? Da, dar bicicleta aceasta nu ține locul dorului extraordinar. Extraordinar pentru părinți. Mă veți întreba, înlocuim părinți? Nu. Niciodată nu vom face lucrul acesta. Ajutăm, sprijinim și acolo, în multe situații, poate grave, eu zic că am intervenit nu odată, cu succes chiar. Ziua copilului pentru astfel de copii ar putea fi luminată mult de prezența părinților, însă cei mici se mulțumesc acum cu bunicii, mătușile și frații mai mari. Pentru ei, sărbătoare este atunci când le vin părinții acasă, iar până atunci se mulțumesc cu prietenilor din centrul de zi. Facem o rectificare la una dintre știrile difuzate de Mondo TV la sfârșitul săptămânii trecute. Menționăm pe această cale că în știrea care făcea referire la o casieră ce a devalizat o unitate nebancară, nu este vorba despre ce are CFR Petroșani. Eroarea s-a produs, dată fiind denumirea firmei evident apropiată cu unitatea din Petroșani, însă ancheta procurorilor vizează o unitate din București care are sediul în partea de nord a municipiului Petroșani. Pe această cale facem cuvenita rectificare, menționând totodată că în știrea respectivă este vorba despre unitatea nebancară ce poartă denumirea de CR CFR Express. Iar Olimpia Marinca nu a lucrat niciodată la vreo unitate nebancară similară din Petroșani. Iar noi continuăm acum cu informațiile despre vreme.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă dorim tuturor o seară cât mai bună!